Să dar bună ziua, dragi, bun găsit la treia cu profund la Pornim repede la treabă. Ștefania, ai cuvântul. Calculați. Ce se calcula? Să vedem. Deci calculați tema pentru această clasă a 5-a. Așa. Calculați. 75. Să băgăm și de asta, mă. Să avem și noi lumină. Nu, cred că e corect? Voilà. Așa. Deci calculați. 75. La soltă. Așa. Din 10,8. Din 10,8. Ce părere ai așa? 75% e mai mult sau mai puțin? Din mai, mult. Mai mult. E 75%. Adică 75%. Adică 75% de ce fracție este? Deci echivalentul a spune 75/100 înmulțit cu 10,8. Nu? Ca asta înseamnă face. Putem face direct 108/10. Bine, dar de acord cu asta. Deci egal mai departe cu 75. Dar 75% se simplifică prin 25. Da. Și face cât? 75 împărțit la 25 face 3. Da. Deci 3 ori prin 25 fac 75. Și de jos 4, da? Da. Deci 3 pe 4. 3 pătrimi din 10,8. Deci vezi, e 3 pătrimi. Da. E mai puțin. Că nu e un întreg. Da. E o fracție subunitară din 10,8. Dacă ar fi 9 pe 5, ar fi supraunitară, atunci ar fi fost mai mult. Deci când e vorba de un număr subunitar dintr-un alt număr, va fi mai mic. Rezultatul va fi mai mic decât 10,8. Da? Deci așteptăm aici din 10,8. V-am spus să zic 108 pe 10. E tot același lucru, nu? Da. Și egal mai departe, 108 pe 10 se mai simplifică prin 2. Prin 2. Și va fi egal cu 3 pe 4. Ori 50 și cât? Bine, 54, nu? Da. Că 2 în 10 de 5 ori, 2 în 8 de 4 ori, supra? 5. Supra 5. Și nu am ce face, nu am nicio șansă să mai simplific. Ba da, am. 4 cu 54. Da. Da? Pâncât, prin... Prin 2. Da? Da. Deci jos 2, sus de 2 ori în 5, rămâne 1, pun pe 4, 7. 27. Și acum va veni 3 ori 27, care înseamnă, te rog Ștefan, eu acum după, 3 ori 7. 3 ori 7, 21, 1 și 2, 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. 81 supra 2 ori 5, 10. Și cât face 81 pe 10? 8,1, nu? Ce ți-am spus? Va fi mai mult sau mai puțin? Răspunsul. Mai puțin. Da. Am anticipat. Deci 3 pătrimi din 10 înseamnă mai puțin. 8,1. Din 10,8, da? Da. Dă-te mai departe. Media aritmetică a trei numere este 15. Deci media aritmetică pentru A, B, și C, a trei numere, egal cu 15. Echivalent cum? A spune că. Ce înseamnă media aritmetică a trei numere? Adică... Ele adunate. Ele adunate și după împărțite la câte... Câte sunt ele? La 3. Da, 3. Deci asta înseamnă media aritmetică. Înseamnă A plus B plus C pe 3 este egal cu 15. Deci o primă informație, asta ar fi. Da. A plus B plus C pe 3 egal cu 15. Ce să mai traduce? Haideți să avem același mitor. Deci amplificăm asta de aici cu cât o amplificăm? Cu 3. Ca să fie același numitor. Și vine atunci A plus B plus C supra 3 este egal cu 15 ori 3 supra 3. Da? 15 ori 3 supra 3. Adică am mulțit fracția de la a doua cu 3 și am împărțit-o la 3. 3 pe 3 face 1.
Și acum am același numitor, echivalent, cum a spune că A plus B plus C este egal cu 15 ori 3, 45. Da? Deci, în loc să ne spună că A plus B plus C fac 45, ne spune media aritmetică, 3 numere, este atât. Adică el a vrut să vadă ce știm noi, ce înseamnă media aritmetică? Da. Da? Asta a vrut de la noi să știm, să vadă dacă știm ce înseamnă media aritmetică. După care să prelucrăm un pic și am ajuns la relația A plus B plus C egal cu 45. Mai dăm informații. Primul număr este 3,1 mai mare decât dublul celui de-al treilea număr. Deci primul număr A. Da. Egal cu 45? Nu, nu, este egal cu 3,1 mai mare decât dublul celui de-al... El e cu 3,1 mai mare. Da. Decât dublul. Adică din dublu trebuie să scădem 3,1. Că el e deja mai mare cu atât. Da. Unii punem 3,1, dar dublu trebuie să-l punem, da? Da. Deci, citește încă o dată să, da, să înțelegem. Primul număr este cu 3,1 mai mare decât dublu celui de-al treilea număr. Perfect. Adică ori scădem din primul număr pe 3,1 și îl facem cât dublu celui de-al doilea, ori acest 3,1 sau cât este, îl adunăm la dublu, că el e mai mare. E mai mare cu atât. Deci ar trebui la dublu să-i punem. Sau scădem din el, fiindcă e mai mare, scădem din el. Deci eu pot să spun așa, K minus, zic tu, 3,1 egal cu dublu. A. Da? Egal cu dublul lui al, celui de-al treilea parte. Da. Egal cu 2 C. 2 C. Deci, traducem, atenție multă, cum traducem exprimarea. Primul număr este cu 3,1 mai mare decât dublu. Adică, el a, ca să-l duc la valoarea dublului celui de-al treilea, trebuie să scad pe el, că el e mai mare. Trebuie să scad 3,1. Ori, tot atât de bine, la dublu adunam 2,1 ca să-l aducem la nivelul lui A. Da? Deci asta s-ar mai traduce echivalent. Va spune că A este egal cu dublul lui C plus 3,1. Adunăm pe 3,1 în ambii membri, da? 2,C plus 3,1. Iată o a doua relație pe care o adaug aici de sub, că A este egal cu 2 de 2 ori C plus 3,1. Mergem mai departe, alte informații. Al treilea număr este cu 3,1 mai mare decât al doilea. Deci al treilea număr. Adică C-ul. Da. Este cu 3,1 mai mare decât al doilea. Adică... Dacă el e mai mare, scădem din el ca să-l aducem la al doilea, da? Da. Sau la al doilea adunăm 3,1, da? Mai citește o dată. Deci, atenție cum urmărim. Al treilea număr. Adică C-ul. Da. Este cu 3,1 mai mare decât al doilea. Deci, C-ul minus 3,1, de fi mai mare, scădem din el. Da. L-am făcut acum cât al doilea. Da? Egal cu, cu B. B. Da? Așadar, lângă cele două relații, adaug și pe asta, că C-ul este egal cu B plus 3,1. B plus 3,1. Așa ar veni, că adunăm pe 3,1 în ambii membri și C ar fi egal cu B plus 3,1. Bun. Iată că avem trei relații pe care le privim cu foarte multă atenție. Au în funcție de C. Da. Adică îi spunea numai cu ajutorul lui C. Dacă îl băgăm pe A sus și în loc de A punem 2C plus 3,1, relația rămâne în B și C. Pe urmă, C-ul este în funcție de B. Deci ce o să facem? Clar, o să facem așa. Introducem în loc de A sus, punem 2C plus 3,1. Da? Să vedem ce devine. Devine așa. Vă rog să-mi dictați ce devine după înlocuirea lui A. 2 ori C. C. 2 ori C. Deci rezultă de aici că avem 2 ori C plus 3,1. Așa, 3,1. Plus B. Plus B plus C.
Așa, plus B plus C egal cu, cred că 45. O mai prelucrăm pe asta. Acum. Dar de ce cât avem? 2C și cu un C? 3. 3C. Deci vom avea 3C. 3C plus B, adică plus 3,1. Pur nu, plus B. E bine să spun pe bine, că doar la zona de comutative putem pune la sfârșit. Deci plus B, ai zis bine, da. Plus 3,1. Egal cu 45. Ce informații mai avem? Că C ar fi egal cu cine? Cu B plus 3,1. Ne uităm unde vedem C și în loc de C punem B plus 3,1. Da. Da? Și vine acum. Deci C-ul de aici este înlocuit aici. Și vine 3 pe lângă tot C-ul care este. Valoarea lui C. Cât este? B plus 3,1. Din paranteza, că doar 3C îi. Plus B-ul. În continuare, nu? Da. Plus B plus 3,1. Egal cu 45. Egal cu 45. Și iată că am ajuns la relația asta. Ce facem acum? Aplicăm distributivitatea. Factor comun nu putem spune. Da. Dar distributivitatea, adică mulțim pe 3 și cu B și cu 3,1. Da. Da? Și va veni, te rog să vorbești, va veni 3 ori B plus 3 ori 3,1 3 ori 3,1 plus B plus B plus 3,1 egal 45. Echivalent cu? Nu putem spune 4B? Sigur că da. Obligatoriu punem. Deci, reducem B-ul, adică da. Concentrăm, facem operația. Deci 4B. 4B plus... Hai să mulțim aici. 9,3. 9,3, foarte bine. 9,3 plus 3,1. 3,1 și egal cu 45. Echivalent cu? 4 ori B. Da. Plus... 12,4 corect. Egal cu 45. Egal cu 45. Și acum 4 ori B. Da. Egal cu 12,4. 4 ori B egal cu 12,4 minus 45. Nu, invers. Atenție, da. Din rezultat, că este în adunare. Din rezultat scădem un celălalt termen, ca să obții pe al... Da. Da? E o adunare de doi termeni și asta, așa, astăzi, nu? Da. Deci este egal cu 4 și s-ar putea face scăderea. Da. Când e 12,5 scot pe 4 și nu se poate, da? Deci 4B egal cu 45 minus 12,4. Echivalent cu... 3,4. 4B. 4B egal cu... 4B egal cu... Să scădem. 33,4. Cât? 33,4. Nu cred. Facem scăderea. Așezăm unele sub altele. Cât vine acolo? 32,6. Da. Da? Că 4 din 10, 6. 2 din 4, că și-a rămas 4 de împrumutat. 2 din 4, 2. Și 1 din... cât? 1 din 4, 3. Da? Deci vine 32,6. 4B. Dar un singur B. Atunci un B va fi egal cu cine? Dacă 4B fac atâta, un singur B? B egal cu 32,6 împărțit la 4. Vă rog să faceți împărțirea asta. 4 în 32 merge decât de 8 ori. Așa vine?
8 ori 4, 32. Am ajuns la virgulă, punem la 8,1. 4 în 6 odată, așa este. Rămânerez 2. Punem un 0. De 5 ori. 8,15. Da? Rezultatul corect este 8,15. Cine? B-ul, da? Iată răspunsul. B egal cu 8,15. Pe de l-am aflat. B egal cu 8,15. C-ul cât va fi? Ce spune acolo? E B plus 3,1, da? Da, adică C-ul este egal cu 8,15 plus 3,1. Care? Ne? Totuși. Da. C egal cu 11,25. 11, e 38 plus 11. Da, și 25, da? 11,25. Corect. Și AU, care este egal cu cine spune acolo? E egal cu 2C plus 3,1. Deci 2C plus 3,1 va fi egal mai departe cu de două ori CU, ce ori știm? 11,25. Deci 2 ori 11,25 plus 3,1. Și care înseamnă 22,5. Da, 22,50, dar 5 e corect, plus 3,1, care ne conduce la rezultatul 25,6. Iată rezultatul final. Îl știu pe A, îl știu pe B, îl știu pe C, da? Știu pe A, B și C. Nu trebuie să mai aflăm. Nu? Nu, păi autorul ne-a dat media aritmetică. A, da. El ne-a dat-o și noi am transformat-o. Știam valoarea media aritmetice și am găsit această relație. Pe A plus B plus C. Da, egal... corectă. Ce? Media. Păi cum? Dacă el ne-a dat informația asta, vrei să o calculăm acum între A plus B și C? Da. Dar mai are ieșiții. Nu, nu mai am. Sunt mare decât o foaie întreagă. Dar nu, chiar nu mai am. Astea le-am făcut, că erau soare. Da? Le-ai făcut? Da. Fuuu. Și până ei de-a tot să facem... Poftim? Vreți să te-am dreptat? B, văd. Vreți să facem A plus media aritmetica lor? Hai să vedem. Media lui A, B și C. Adică media aritmetică a lui A, virgulă B, virgulă C, înseamnă de fapt A plus B plus C. Și împărțit totul la 3, nu? Punem în curs formă de linie de fracție. Și este egal cu AU care este știut. 25,6 plus B-ul. 8,15. Plus 11,25. Totul supra 3, da? Da. Și cât trebuie să ne dea? Cât spune media aritmetica lor, este 15. Da. Dacă am lucrat corect, trebuie să ne dea bine valoarea asta. E cam mai departe. Hai să vedem cum facem aici. Așezați-l voi unele sub altele. Și vedeți cât vă dă. La adunare 25,6 cu 8,15 cu 11,25. Și totul supra 3, da? Nu, 3. Nu, eu zic că 2, 3, 45.
Eu vreau să dea 45, nu dă 45? 45 împărțit la 3, nu? Așa trebuie să dea, 45 împărțit la 3. Lui e dat 44. Nu. E mai adună dată acolo. 45 trebuie să dea. Da, și dă 15. Da, 45, 15, așa cum a spus autorul. Da. Media aritmetică este 15. Da? Deci am gândit, am aflat, el a vrut aici să mă verifice. N-a fost chiar dur. Oare verifică? Adică a vrut să spună, ai lucrat bine, profesore? Nu, da, odată nu am tot așa, mi-a dat cineva o problemă. Da. Și nu era corectă. Nu îmi dădea media aritmetică. Și cream că greșește ceva autor sau ceva. Păi, m-am întrebat. Știi ce se întâmplă? Riscul mare era să, când am interpretat celelalte două relații, să fie greșit. Când spune că cel de-al treilea este cu atât mai mare decât B, dacă e mai mare cu atât, din el, din faptul că e mai mare, scădem pe 3,1. Sau adăugăm la celălalt care e mai mic pe 3,1 ca să facă cât ce. Deci aici a fost partea aceea de interpretare corectă a afirmațiilor respective. Că altfel se greșește fără... Da? Deci, tu ai avut dreptate. Practic, prin această întrebare care mi-ai pus-o, oare verifică media aritmetică dată ne dă 15? N-am făcut decât să vedem dacă am interpretat corect relațiile oferite de autor. Bine. Acum mergem să facem câteva probleme. Pregătiri pentru teză? Hai să facem o pregătire pentru teză, dar nu am așa în minte ce ați făcut cu voi la teză. De fapt, ați făcut operațiile astea cu fracții. Asta e important. Păi, fiind o apare model de teză, adică exerciții din teză. Ah, deci un fel de... cum va apare teza, așa, nu? Da. Doamna a zis că recapitulare pentru teză, fracții ordinare, clasificare, scoaterea și reducerea întregilor, amplificare, comparare, simplificare, operații, media aritmetică, procente și fracții decimale, comparare operații, elemente de geometrie și elemente de măsură, lungime, are, volum. Atât. O zis, pentru teză, da? Da. Eu am să vă propun acum să facem o problemuță care spune așa. Pe două caiete, deci două caiete plus 7 pixuri, se dă o sumă egal, deci, cu suma 39,27. Pe două caiete și 7 pixuri, atât se dă. Pe 3 caiete și 5 pixuri, da? 3 caiete și pixuri, să dă o sumă de, să zicem, 27,39. Cât costă fiecare? Ne imaginăm că, cum ziceam, că pixurile sunt aceleași și că diferența vine de la caiete. Dar nu ne imaginăm, trebuie să avem același număr de pixuri. Deci dacă ne vrem același număr de pixuri, trebuie să ajungem noi să avem același număr de pixuri. Deci așa se compara, să ne stabilim ce vrem să fie. Același număr de pixuri, ai spus tu, și până să comparăm caietele. Ei, dar acum mai ușor la caiete. Atunci vrei să fie același număr de caiete. Da. Bun. Ca să fie același număr de caiete, cu cât? Prima cu cât s-o mulțim? Toată. Prima cu 3 și a doua cu 2. Așa, toată relația aici cu 3, da, ca să facă 6,
Și pe cea de-a doua toată cu 2 și fac 6. Da. Deci, practic, să avem același număr de caiete și până să vedem care este diferența, de la pixul va veni diferența, da? Așadar, prima relație o mulțim pe toată cu, cu 3, pe a doua o mulțim toată, pe toată cu 2 și devine echivalentă cu, ia să vedem, 6 caiete. Plus 21 de pixuri. Plus 21 pixuri. Egal cu 3 ori 7, 21. Vorbește tu, Ștefania. 3 ori 2. 6 și cu 2. 8. 117,81. 3 ori 9. 37. 3 ori 9, 27. 72. Da, 72. 3 ori 3, 9 și cu 2, 11. Așa. Acum toată o mulțim cu 2 și vine 6 caiete și 10 fixuri. Da, plus 10 fixuri. Egal cu 2 ori 9, 18. 18, 1. 2 ori 3, 6 și 1, 7. Corect. 2 ori 7, 4, 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 5. Corect. Și acum tragem linie și ne uităm că caietele sunt la fel, același număr. Diferența e la pixuri. Câte din 21 scădem pe 10, să vedem câte este? 11 pixuri în plus. Pe cât, cât a costat în plus? Facem diferența de la 117. Da? 117,81 scădem pe 54,78 și obținem. Ia să vedem ce obținem. 8 din 11. 2. Da. 0. 8 din 11. 3. 3. Pe 3. 3. Așa. 7 din 7. 0. Da. 3. 3. 1 minus 4, 11 minus 4. 5. 11 minus 6. 6. Deci, pe 11 pixuri, iată, dă 63,03. M-a întrebat din de la fi. Păi povestea lui. Deci, pe 11 pixuri, s-a dat 63,03. Și acum, ca să vedem cât costă un singur pix, o să împărțim pe 63,03 la 11, da? Deci, 63,03 împărțit la 11 este egal cu? Cu 5. De 5 ori vine, nu? 55, de 6 nu, care fă 66. 55. 5 din 13. 8. Da, 8. Nimic. Mai la virgulă punem. 0, 7 ori. De 7 ori 77. 3. Și coborăm pe 3. 33. 33. Da, 33. Deci, un singur pix costă 5 lei și 73 de bani. Deci, un pix egal 5,73 bani. Și ca să vedem cât costă un caiet, ce o să facem acum? O să facem toată asta împărțirea 6. No, ne ducem în una din relații de la început. Da. Că știm pre-pixul cât costă. A, da. Și înlocuim prețul pixului și atunci rămâne caiete, rămân caietele, da? Deci două caiete. Două caiete plus 7 ori cât? 5,73 este egal cu 39,27. Și acum trebuie să mulțim pe 5,73 cu 7, nu? Deci zicem echivalent. Două caiete plus să mulțim. Hai, cu voce, ca să pot continua și 3, 21, 1 și 2. 7 ori 7, 49 și cu 2,
11, nu? Da. 49 și cu 2, 11. 11. 1 și 1, pe 8, 7 ori 5. 5. 35 cu 1, 36. O să vedea că mai luăm din nou. 7 ori 3, 21. Da. 1 și 2. 7 ori 7, 49 și cu 2, 51. Era 5. 5 ori, da? 7 ori 5, 35 cu 5. 7 ori 35 cu 5, 40, da? 40. 40,11. Nu a scris 400 pe doamnă. 40,11. Multe grijă. Păi nu ne jucăm, este trăznaie acolo. Și acum două caiete costă atât un singur caiet. Un caiet înseamnă 40,11 împărțit la 2, da? 40,11 împărțit la 2. Și bine. De 2 ori. Deci 2, 4, de 2 ori. 2 în 0, 0 ori. Virgulă. 1 0, 55. 2 în 1 merge de 0 ori. 2 în 11 de 5 ori. 5 ori 2, 10. Rămâne un 1. Și punem 2 în 10 de 5 ori. Deci un caiet costă 20 de lei și virgulă, nu sunt 55 de bani. 0,55, adică 5, mai puțin de 5, mai mult cât de 5 bani cu 5 mii. E o trăznare acolo. Da. Că numele acesta nu le-am luat și eu cu analiza atentă. Am pus niște numele acolo ca să fie. Da? Dar vedeți, sunt împărțite exact. Mă temem acum cu fiul un număr periodic, știi? La împărțire, când împărțim acolo. Da, n-a fost. E așa un problem. Așadar, un caiet costă 5,73, iar un pix costă atât, dar un caiet costă 20 de lei și 0,55 de bani. Da? 0,55 bani. Am rezolvat astfel problema aceasta. Haideți să mai vedem încă o dată care e tehnica. Ne decidem unde anume vrem să avem același lucru. Ne-am decis la caiete. S-a întâmplat să ne orientăm spre caiete. Da, dar era mai ușor. Dacă ne orientam spre pix, să ne complicăm. Nu. Erau cu numere mai mari. Da. Trebuia să mulțim cu 5 și cu 7. Și era mai dificil, aveam niște numere mai mari. Așa, 2 și 3 sunt numere mai mici și ne convine. Suntem și noi mai șmecheri, că nu ne place să muncim, așa, da? Viață. Da? Nu ne place să muncim din greu, ci mai degrabă le evităm așa, în momentele astea grele. Dacă ne-am fi dus pe partea celălalt, am fi obținut același rezultat? Nu. Neapărat același. Păi cum să nu? Păi și atunci matematic, unii dacă făceau invers, obțineau alt rezultat? Nu, același rezultat să obținem. Vrei să încercăm să vedeți? Nu. Nu vreți să... De ce nu? Pentru că numele... Da, da. Știm că este același lucru conform teoriei și atunci n-are rost să pierdem timpul, bine? Dar dacă nu este... Ei, dacă nu este, vezi tu acasă și dai un telefon și spui, domn profesor, n-a ieșit. Da, și îți spui... Eu spun, mai refă calculul. Doar asta e motivul. Mai refă calculul. Domn profesor, n-a ieșit. N-a ieșit nici de data asta. El spune, mai fă încă o dată calculul. Îl fac din 10 ori până mi-e data voastră. Nu, îl faci că trebuie să-ți dea. Pentru că neapărat n-are importanță pe care, la care ajungem să fie același lucru. Rezultatul este, în final, trebuie să fie același rezultat. Să obținem, indiferent la care metodă ne obținem, la ne oprim. Așa că, mai vă dau o chestiune. Să dă o expresie. E de X. Îmi place mie foarte tare. Dar mie nu-mi place. Mie îmi place foarte tare. Expresie E de X egală cu... Da, expresie E de X egal cu... 0,3 ori X la a treia. Da, 0,3 ori X la a treia. Minus 0,0
1 în perioadă. 0,01 în perioadă. Asta vine o oră. Probleme de 7 stele. Bine. Ce să spun? N-ai venit? O problemă de 8 stele. De o să văd de stele. De 200 de ani. Bun. Ori x la a doua plus 3,12 în perioadă ori x minus 1 totul supra 5,1 ori x la a doua plus 2,3 în perioadă ori x la x minus 0,03 ori 4. 4 pe 5. Ori 4 supra 5. Așa. Să se facă e de 1 pe 2. E de 1 pe 2, adică locuim pe x oriunde vedem x, punem 1 pe 2. Deci va fi egal cu. Mai întâi trebuie să transformăm tot în fracție. Adică 13. Da? Adică acolo sunt 3 pe 10. Merge de dată, da? Merge de dată acolo. 3 pe 10 de acolo. 3 pe 10. Ori. Ori 1 pe 2. 1 pe 2 totul la 3. Deci dacă e de 1 pe 2, în loc de x punem 1 pe 2. 1 pe 2 minus. 1 supra 90. 1 supra 90, așa e bine, da, nu? Da, 1 minus supra 9 și 0, da. Da. 1 supra 90 ori 1 supra 90 la 2. Da. Plus ori 3. Cât vine acolo? Simplu, 312 312 supra minus 31. 312 minus 31 totul supra 9, cam o sigură, și 90. Un 0, da? 90. 90. E bine? Ori 1 supra 2 minus 1, da? Totul supra. 5,1 pe care îl scriu ca fiind 51 supra 10 ori da. 23 supra 9, da? 2. Minus 2. Minus 2. Așa e bine, da? Minus 2 pentru că am acolo în față. Ori 1 supra 2. 3 supra 100. Minus cât? 3 supra 100. Minus 3 supra 100. Da, nu, acolo era ori 1,2 și tot ori 3. A, așa, n-am mai pus ori 1,2. Deci totul de mulțit cu 1,2. E bine acum, da? Da. Ori 3. Minus, minus. Da, minus. 3 pe 100. Ori 4 pe 5, da? Și egal cu. Hai să simplificăm fracțiile. Acum, dar trebuie să ne ridicăm la putere între timp. Da. Știu, dar 5, 4, când ajungem, 5 la simplificare. Când ajungem la simplificare, îți faci și simplificare de bine? Da. Deci vine 3 pe 10. 3 pe 10. Ori. 1 la 3. 1. E 1 ori 1 ori 1. Da. Nu e 1 ori 3. Da. 1 la orice putere este 1. Da? Deci 1 6. Supra cât? 6. Ah, nu, nu. 2 ori 2. 2 ori 2 ori 2 din 3 ori. 8. Da? Supra 8. Deci la 3 este 8. Minus. 1 supra 90. Da. 1 la 2. 1 supra 8. 1 supra? 1 supra 6. 1 supra? 4. 4. Mai tot 4. Nu te gândești. Aici te gândești. Plus. Plus. Aici, nu, vedere. 21. Cât face? 21. 21? A, am copiat de jos. Păi cât vine acolo? 312 minus 31.
Deci 1, 3 din 11, 8, 281 supra 90, da? Ori 1 pe 2 și minus 1, totul supra. Începem, 51 pe cât? Da. Pe 4, corect, plus 21 supra 9, ori 4 pe 2, da, minus 3 supra 100, ori 4 pe 5. Ori 4 pe 5. Și egal mai departe cu? Continuăm, egal cu? Mai întâi 4, 3. Cred că trebuie 80, să facem mulțite, nu? E bine. Da. 3 supra 80, dacă am avut simplificare, am făcut simplificare, dar noi nu avem nicio variantă acolo, nimic nu simplifică. Deci rămâne 3 supra 80. Minus 1 supra 360. Minus 1 supra 360. Plus 281 supra 180. 281 supra 280. 180. 180, corect. 180 și minus 1. Corect. Totul supra. 51 supra 40. 51 supra 40. Bine. Plus 21 supra 18, bine. Minus 12 supra 500. 12 supra 500. Neapărat să aducem la același numitor. Asta e povestea. Să ne gândim mai întâi la prima. Că 0, 0, 0, 10 le... Ca și cum ar fi 8, 3, 6 și 18. Da. Că 10 îți multiplic tot. 360 ar merge. 360? Uh-huh. 180 merge. 180 cu 360 merge. De două ori. De 280. Dar cu 80 nu merge. Nu merge. Că 36 nu se parte la 8. Da. Atunci dublăm pe ăsta. Îl dublăm, 360 ori 2, 720. 720. 72 dacă se împarte la 8. 72, 8 ori 9, 72. Deci clar. Dar merge și 180? Păi merge, că l-a incorporat aici. Știți că au fost 360 împărțea la 180. Și atunci când l-am dublat, l-a incorporat. Deci nu mai stăm pe gânduri. Da? Deci aici o să spunem aici că numitorul comun este unul singur, și anume cât 720. Da, 720. Aici amplificăm cu 9. Și minus 9. Aici cu 2. Și aici cu 4. Și aici la 1 cu 720. Da? Cu 720. Și o să avem 3 ori 9, 27, minus 2, plus 4 ori 9, 4, 4 ori 8, 32, 2 și 3, 4 ori 2, 8 și cu 3, 11. Așa, minus 720, totul supra 720, da? Și jos, numitorul comun jos, să vedem. 40, 18 și 500. Cât? 500, aș crede, dar nu. 500. 500 nu se împarte la 40. Că 0, ca 50 la 40 nu merge. Atunci, îl dublăm pe 500, 1000. Și 1000 se împarte la 4, deci am rezolvat-o. Dar 1000 dacă se împarte la 18, problema. 1000 dacă se împarte la 18 și nu cred.
Ferrari pe 3. Ia să văd cum ghiciți acolo. Nu se împarte, cred că la 18, în mod sigur nu se împarte. Nu merge. Atunci luăm de 3 ori câte 500, adică 1500. 1500. Ia vedeți, 1500 se împarte. La 3. Da. Dar la 9 nu. Atunci trebuie să luăm de 9 ori 500. Și 9 ori 500, cât ar fi? 9 ori 5, 45. 4500, cred. 4500 este numitor. 4500, să vedeți. Ia să vedeți, 4500 se parte la 9. 18. Curios. Să vedem. Nu? Eu sunt foarte curios. Deci 4, cât ar zis? 4500, dacă se împarte la 18. 4500. Dacă se împarte la 18. Ca 18 în 45. 90. De câte ori? De 3 ori, 3 ori, 24 ori, 3 ori, depășește. 50 face, da? De 2 ori. 2 ori 18, 36. Bine, 9. 6 din 1, 15, 9, nimic, punem un 0, 90, 18, 90, cam de 5 ori 40, 5 ori, ia să vedem, 5 ori 40, 0 și 4, 5 ori mai 5 cu 4, 9, deci a mers foarte bine, da. Și coborăm și pe 0, da, s-a împărțit. Deci numitorul comun este, așa cum vă spuneam, cât? 4500, da. Deci punem numitorul comun, 4500. Și 4500, dacă se împarte la 40, eu zic că se împarte. Da. Să vedem. Ia vedeți, ar putea să fie capricios ăsta. Dar zic să împarte totuși. 4500 la 40. Ha, ăla s-a uitat de asta. 4500 la 40. Prin 0 ca nu să... Nu merge. Da? Pentru 0 m-am dus 4 în 4 odată. Odată. 1 ori 4, 4. Nimic. Coborâm pe 5. Merge odată. 1 ori 4, 4. Rămâne 1, 10. Nu merge. Atunci trebuie să-l dublăm pe 4500. Să-l facem 9000. Da? 9000. Asta merge. Dacă am mers 4518, merge și 9000. Și 9000 sper să se parte. 4500. Și cum? Băi, n-am mai ținut cont și de 40. N-am mai ținut cont de 40, da? Deci, dar cel mai corect era să luăm deoparte pe 500, să-l descompunem în factori, da? Și găseam, da? Deci, numitorul comun ar fi trebuit făcut așa. 500 egal cu 5 ori 100. 5 ori 10 ori 10, adică 2 ori 5 ori 2 ori 5. Și egal cu 5 la 3 ori 2 la 2. 5 la 3 ori 2 la a doua. La fel îl face și pe 18. 18 este egal cu 2 ori 9, adică 2 ori 3 la a doua. Da? Și 40 este egal cu 5 ori 8. 5 ori 2 la a treia. Cu 8 e 2 la a treia. Și acum ne uităm. Dintre 5, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. 5 la a treia. 5 la a treia. Dintre de-al de 2, îl luăm pe 2 la a treia. Ori 2 la a treia.
Ori 3 la a doua, e sigur, da. 3. Ori 3 la a doua. Și atunci face 5 la a treia e 5 ori 5 ori 5 face 125. Ori 8. Ori 9. Vine 125 ori 72. 8 ori 9, 72. Deci vine 125 ori 72. Și vedeți cât dă numitorul ăsta comun. Eu sunt, cred că dă vreo 9000. Da, cam 9000. Ia vedeți, 125 la 72. Iar, te dublăm ăsta și ajungi repede. Așa. Acum pun 9000 numitorul și vă las pe voi acasă să finalizați cu cât amplificați aici, cu cât amplificăm aici, cu cât amplificăm aici, finalizați calculul și vedem exact cât vă dă. E de 1 pe 2. Și acasă, ca antrenament, face și e de 3 pe 4. E de 3 pe 4. E de 3 pe 4. Ca antrenament, da? Și ne vedem când? Miercuri, da? Miercuri. Haideți să facem sinteza orei. Fracții decimale, fracții ordinare, fracții de toate felurile. Deci, la sinteza orei, problema aceea prin metoda comparației, da. Am comparat să fie aceeași lucru, nu? Problema prin metoda comparației. Comparației. Și operații cu fracții ordinare și decimale. Da? Fracții ordinare și decimale. Media aritmetică am avut aici la un moment dat, nu? Media aritmetică. Și cam asta a fost calcul, tot felul de calcule. Vreau să operați cu fracții ordinare decimale, ne-am spus tot. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Noapte bună! Noapte, nu! Noapte bună pentru voi, dar pentru mine este spor la treabă! Da? Ne spor la treabă!